să ne dați să dați o like pe site-ul lor, dacă vreți mai multe detalii. De ce? Pentru că pentru concurenții care vor veni în platou, au pregătit niște bombe. Vreau să mă tund o leacă, fiindcă nu mai mă suport, pur și simplu așa, fiindcă trebuie îngrijit mult așa dacă ești, și eu sunt cam bolnăvicioasă așa și nu am răbdare, nu am răbdare. El se așează așa frumos, mai ales când nu-l pieptă, știi? Da, eu nu pot eu să fac așa ceva, că simt eu așa că la anime este cam vâlvoi așa, prea mult volum, știi? Prea neîngrijit. Ridică-l doi puțin picior. Gata. Uite, de ajuns numai așa? Da, asta. De ajuns. Dă-mi și-o pieptă, te rog. Eu te laci. Perfect. Ca și caut gaură. Să cam așa? Da. Cum de nu și-a angajat domnul un avocat pentru termenul de astăzi, astfel încât să nu mai fie oameni în România în discuție astăzi cererea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii Ilia Savona de soluționarea conflictului juridic de natură constituțională? Nu știu de ce s-a întâmplat asta, dar am visat într-o noapte că m-a sunat mai bună să nu anunță oficial și am vorbit o lista asta de ieri, nu e pe traf, da. Bun. Județul va fi Argeș. Bine. Merg prin Argeș. În Mureș se află în gradul nostru Claudiu, această rundă. Va fi interesantă pentru că sunteți al doi foarte buni. Claudiu. Când a venit la ușă, ușa am putut să o deschid, dar era pus lanțul pănuntru. A strigat, am bătut o ușă, nimic. A treia bușitură așa, sparge ușa. Și când am intrat în casă, el era jos. Stătuse din miercuri, miercuri, joi, și asta era vineri când ședea jos acolo, știi? Vasile, până la urmă a reușit atâta să ridice o mână și ne spună că trăiești. Mi-a spus doctorița, că i-a mai spus cum e pulsul, cum e tensiunea, și ea mi-a spus, căutați un preot să-i citească și așteptați-vă la cei mai rău. Zece ani a stat în pat după accident. Vorbea, știa, simțea și a rămas cu o pareză pe partea stângă. Asta, să-l vezi mâine după spălat. Da, dacă mai e ceva de aia, îl aranjez mâine. Mai dăm o tură și mâine. Da. Când am murit, am fost devastată, cu toate că știam că nu mai e de făcut bine în ce hal era, știi? Și eu am luptat mult să-l fac, să-l readuc, să se vindece, să se facă omul cum a fusese înainte. Nu, n-a fost chip, nu se mai putea face nimic. Nu prea mi-e dor de el, mi-e milă de el. Eu am rămas singur pe aici. Frumoasă n-am fost niciodată. Nu. Așa poate un pic simpatică, știi? Un pic plăcută, un pic. Sănătatea te chinuiește, te degradează, te ofilește. Te pune pe gânduri. Așa, câteodată parcă am nevoie așa
de cineva să mai fie lângă mine, să văd pe cineva, mi-e dor de cineva, de voi.